Liceul teoretic Ion Creangă din satul Rădoaia, unde își fac studiile peste 600 de copii, ar putea fi eficientizat energetic. Scopul principal al administrației instituției este de a face economii la facturi, mai ales în lunile de iarnă. Subiectul a fost discutat împreună cu secretarul de stat la Ministerul Energiei, Constantin Borosan, aflat într-o vizită de lucru în raionul Sângerei. Am încercat să sensibilizăm factorul de decizie în legătură cu necesitatea termoizolării acestei construcții, care desigur va conduce și la eficiență energetică, mai ales că suntem o școală de circumscripție, 605 elevi, la moment frecventează 75 de elevi de la Valea Norocului și Izvoare, cadre didactice competente. Instituția de învățământ este pe a treilea loc după numărul de copii din raionul Sângerei, unde din păcate până la moment nu au fost făcute careva investiții considerabile. Cheltuielile pentru căldură sunt în jur de peste 1 milion pe an, adică sunt considerabile și de aceea acum ne-am pus ca o prioritate urgentă. Lucrările de izolare termică a pereților ar costa aproape 8 milioane de lei, dar totodată ar genera economii de 30% la facturi. Ca să ajungem la etapa mențională, înseamnă că trebuie să facem o analiză inițială. Deci, la care este consumul energiei? Care sunt fluxurile de energie în această clădire? Da? Și asta deja aici a fost realizat. Există un instrument informațional care noi ne dorim să fie conectate toate clădirile publice din țară. Sistemul informațional se numește EMIS, sau Sistem de Management Energetic, unde conectăm tot ce înseamnă clădiri publice care consumă energie și unde este consumul cel mai ineficient. La peste 40 de kilometri distanță, gimnaziul Iurie Boghiu din satul Flămânzeni este dovadă că lucrurile se pot schimba dacă există implicare. Gimnaziul se numără printre 10 cele mai bune inițiative energetice din țară, premiate la Gala Moldova Ecoenergetică 2023. Aici au fost investiți peste 1 milion de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Consumul de energie s-a redus de acum cu 30% datorită acelor 15 măsuri investiționale care au avut loc în instituția noastră. Aici vreau să vă enumăr și anume termoizolarea anvelopei clădirii, s-a asigurat clădirea cu un inventar sanitar, s-a construit o sală de scară de acces pentru copiii cu dizabilități, s-a asigurat clădirea cu energie regenerabilă, 30 de panouri fotovoltaice care sunt instalate pe acoperișul instituției, desigur, acoperișul instituției. Menționăm că în 2022-2023, din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aproape 100 de școli și grădinițe și-au modernizat infrastructura în cadrul Programului Național Satul European, iar în acest an alte 10 instituții vor fi reabilitate capital în cadrul proiectului Rețeaua Școlilor Model.